DNA Alba Iulia a dispus urmărirea penală a unui comisar de poliție din județul Hunedoara, George Alexandru Zeriu. Acesta este bănuit de fraude cu fonduri europene prin plăți APIA. Procurorii au mai reținut și afaceri incompatibile cu funcția, dar și omiterea declarării unor automobile de lux. Prejudiciul este de aproape 493.000 de euro. În perioada 2019-2023, polițistul ar fi determinat mai multe persoane fizice să depună în nume propriu la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură APIA, Centrul Județean Hunedoara și Centrul Local Brad mai multe cereri unice de plată. Ar fi fost atașate documente false, potrivit cărora persoanele fizice respective utilizau diferite suprafețe de teren și dețineau animale, iar unele dintre aceste persoane nu îndeplineau calitatea de fermier, primind pentru acest lucru subvenții. În fapt, inculpatul Zeriu, George Alexandru, ar fi fost beneficiarul real al plăților APIA, având ca rezultat producerea unui prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare totală de 2.462.495 de lei.